Aventurii în lumea Bibliei este tema emisiunii La Ordinea Zilei de astăzi, împreună cu Dana Mercioniu. Dana, mă bucur să facem acest interviu împreună. Și eu mă bucur, mai ales că e o ocazie frumoasă să-mi reamintesc lucruri dragi care s-au întâmplat cu câțiva ani în urmă. În 2011 ai început un proiect deosebit până în 2016, timp de 5 ani, și anume dramatizarea, lectura dramatizată a Bibliei sau prezentarea dramatizată a Bibliei pentru înțelesul copiilor, dar te asigur că nu era doar pentru copii, ci și adulții ascultau cu gura căscată aventurile în lumea Bibliei. Cum Așa ai început? Am numit noi proiectul, de fapt, povestiri pentru copii, părinți și bunici, așa că i-am inclus pe toți. Cum ai început? Ideea proiectului a fost a directorului de atunci al Transradio România, domnul Nicu Vandici. Pentru mine a venit proiectul ăsta ca o mănușă, pentru că eu aveam o pasiune veche pentru teatru. Încă de când eram copil îi organizam pe verișorii mei, făceam spectacole cu ei. Ai făcut și școală de regie? Nu, dar am studiat literele și cumva mi era la îndemână scrierea creativă. Așa că s-au îmbinat cumva toate pasiunile mele, și pasiunea pentru Biblie și aceea pentru scris, pentru teatru. Deci felicitări, chiar a ieșit, nu știu dacă la alte radiouri mai există o asemenea serie și de o asemenea lungime, dar și făcută profesional. A fost o muncă de echipă, au fost câțiva oameni cheie pe care Dumnezeu i-a adus în această lucrare. Era doamna Ileana Cernat, actriță. Ea mai colaborase și la un alt proiect, Universul Copilăriei cu Transradio, dar de data asta a venit cu o echipă din foștii colegi de la Teatrul Odeon și asta a ridicat mult calitatea interpretării, așa că a fost un plus valoare. Apoi a fost Cristian Matei, care este compozitor creștin, a compus toată muzica de la Aventuri în lumea Bibliei, deci oameni cheie care au atras după sine alți oameni valoroși. Deci pe mine personal ce mă impresionează când ascult Aventuri în lumea Bibliei, că nu am senzația de fake sau de ceva forțat sau... Pare real. Așa am încercat de fapt să-mi imaginez lumea Bibliei. Biblia ne spune ce este important. Sunt detalii lăsate la o parte și rugăciunea mea a fost atunci: Doamne, sfințește imaginația mea astfel încât ceea ce eu adaug să meargă în direcția ceea ce Tu ai scris. Wow, ce rugăciune! Doamne, sfințește imaginația mea! Da, extraordinar. Și au fost și lucruri din viața reală. Practic, prototipul familiei de acolo este de fapt familia mea. Cumva, în imaginația mea exista și băiatul care s-a născut după ce a început proiectul. Excelent! Bine că n-ai pus în proiect vreo 2-3 băieți. Da, e interesant. Nu neapărat bine, era bine dacă... Da. A fost interesant cum, practic, i-am ghicit trăsăturile viitorului intuit. Meu băiat. Da, le-am intuit. Și... practic am creat o imagine a familiei mele. Excelent. Deci pentru cei care nu știți, nu cred că sunt foarte mulți care să nu știe, Aventuri în lumea Bibliei, o serie de dramatizări. 80. Pe care le-ați putut urmări la diverse posturi de radio creștine în România și chiar și necreștine. Da, cred că a fost o mare binecuvântare. Te-aș întreba pentru tine personal, care a fost cea mai mare binecuvântare în acest proiect? A fost ocazia de a... bucuria asta de a vedea roadele după aceea. Să aud mărturii din partea părinților care... îi lasă pe copii tot timpul în compania serialului. Au ajuns să învețe replici pe din afară, să discute între ei cu replici din Aventuri în lumea Bibliei. A fost o bucurie post-factum, să zic așa. Bucuria efectivă atunci, în timpul înregistrărilor, a fost să cunosc oameni noi, să văd cum Dumnezeu lucrează și crește lucrarea asta. A fost ocazia de a le mărturisi despre Dumnezeu actorilor. Au fost chiar discuții frumoase și dar, iată că a rămas peste timp. Da, excelent, dar Dana, tu ai scris tot scenariul. Da. De la A la Z. Ce ți-a vorbit ție personal Biblia și Dumnezeu atunci când, evident că studiai Biblia ca să scrii scenariul? Au fost diverse lucruri pe care le-am înțeles mai bine atunci. Fiecare episod în parte are un mesaj care a fost gândit
pe măsură ce scriam textul. Nu-mi vine acum în minte ceva concret, dar știu că Dumnezeu mă cerceta pe măsură ce scriam textele. Cum le puneai toate împreună? Cum te gândeai? Mă gândesc că este ca într-un cor sau într-o orchestră. Atunci când compozitorul scrie piesa, trebuie să știe exact aici intră altul, aici intră basul, aici intră tenorul. Cum le puneai? A fost o muncă de structură. Fără să ai școală de scenarist, de regizor, de... Da, cred că Dumnezeu mi-a dat darul acesta pentru acest proiect. A fost o muncă la nivel de structură, să organizez toată Biblia în cele 5 serii, fiecare rotundă de 10-20 de episoade. Spune-ne seriile care sunt. Prima este Cartea Începuturilor, cu 20 de episoade din Cartea Geneza, apoi Din Egipt în Canaan, Drumul poporului Israel, 10 episoade. Am trecut apoi în Noul Testament, am făcut o punte în Noul Testament cu a treia serie care se numește Pe urmele lui Isus, 20 de episoade. Pe urmele apostolilor, am trecut în Cartea Faptele Apostolilor, alte 10 episoade, iar apoi am revenit în Vechiul Testament la seria Regi, Profeți, Judecători, Regi și Profeți, cu alte 20 de episoade. Da, a fost o muncă de crearea structurii, asta cred că a durat cel mai mult, și apoi am încercat să țin tot timpul pasul cu ce se întâmplă în jur. Aveam și eu copii acasă, experiența cu ei m-a ajutat, am pus multe povești de ale noastre în scenariu. Apoi îmi amintesc că mergeam în parc și ascultam pe copii conversând să văd despre ce vorbesc, ce îi preocupă. Trăgeai cu urechea. Exact, da, da, da. Și în felul ăsta am gândit acele părți introductive cu situații cât mai reale din viața copiilor, ca apoi răspunsul la problemele lor să vină în lumea Bibliei. Da, și s-au calat foarte bine, s-au pliat foarte bine pe intenția întregii lucrări de a exprima, de a transmite adevărurile profunde a lui Dumnezeu prin situații de viață, prin realități pe care le vedem în jurul nostru. Așa este. Da, te-aș mai întreba despre titlu, Aventuri în lumea Bibliei. Cum de ați ales acest titlu? A fost o muncă tot de echipă. Am convocat pe toți învățătorii de școală duminicală pe care îi cunoșteam. Le-am dat o listă. Deci tot proiectul de s-a realizat la București? La București, într-o, da. Într-o colaborare între biserici, între... Da, a fost foarte interesant. Am pornit cu voluntari din biserica pe care o frecventez eu. Am început înregistrările, Biserica Harul din București. Am început înregistrările doar cu voluntari. Doamna Ileana Cernat încerca să ne instruiască în ce privește arta actorului. Evident, era foarte greu și după ce am înregistrat vreo 6 episoade ne-am oprit și am zis, stai puțin, lucrurile nu merg bine. Lucrarea asta e prea valoroasă, trebuie să extindem aria voluntarilor. Atunci am dat anunț la RV București și ne-au venit vreo 70 de voluntari. Mi-amintesc și acum, era o sâmbătă de iarnă, ninsese, se depusese zăpada, mergeam prin nămeți, iar acești 70 de oameni au venit la biserică să dăm startul proiectului. A fost și această o etapă, ne-am bucurat de entuziasmul care s-a creat. 70 de ucenici. Da, da, exact. Ne-am bucurat de acest entuziasm, după care doamna Ileana Cernat a spus trebuie să facem un pas mai departe. Hai că în rolurile... Când ați văzut 70 de oameni la ușă, ce ați spus? În primul rând ne-am bucurat pentru că proiectul era bine primit, era un entuziasm, o dorință. La cât v-ați fi așteptat să vină voluntari? 7, 10, 15? Da, exact, da, 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 da. Dar însă a spus... Nu pot să fac facultate de teatru în 2 ore. Și atunci însă a spus să apelăm la actori profesioniști măcar pentru rolurile principale. Și de la 2 actori am ajuns să implicăm vreo 25 de actori până la sfârșitul proiectului. Dumnezeu a dat și resursele financiare necesare. Și da, a fost o creștere și o bucurie să fiu în preajma tuturor oameni. Ai avut impresia la un moment dat... Nu știu cum ai perceput-o derularea proiectului, dar ai avut impresia că lucrurile erau pregătite dinainte de Dumnezeu?
acum, hai să nu iau înainte, erau pregătite. Privind în urmă și ascultându-le, mi se pare că opera asta s-a desprins de mine. Parcă altcineva a scris, iar eu acum mă bucur și râd la ce acolo, ca și când n-aș fi citit niciodată acel scenariu. Da, cred că a fost intervenția lui Dumnezeu. De ce crezi că este important să le vorbim oamenilor? Pentru că, la urma urmelor, cei care ascultă aventurii în lumea Bibliei, și acum mă gândesc la un lucru, îmi pare rău că nu l-ai făcut tot acest serial, nu l-ai filmat, trebuia făcut și video, dar nu timpul înainte. Pentru asta. Știi drumul pe care a fost idee pentru asta? Ne-am gândit la un moment dat la un joc video. Oh, da, ar fi excelent, da. Dar vis-a-vis de toată această desfășurare de forțe, deci atunci când cineva ascultă aventurii în lumea Bibliei, nu știe ce a fost în spate, nu știe ce a fost în bucătărie. Se bucură doar de tort sau de, eu știu, de prăjitura frumoasă pe care poate să o guste. De ce crezi că este important să transmitem Cuvântul lui Dumnezeu, inclusiv prin teatru? Poate se întreabă unii cum să faci teatru cu Sfânta Scriptură. Cred că e o formă mai accesibilă pentru copii. Textul Scripturii poate părea dificil la o anumită vârstă, așa gândul meu a fost să-i aduc pe oameni în poveste, în vremurile biblice. Practic asta se întâmplă și cu personajele principale. Se întorc în timp și își imaginează că sunt martori oculari. Asta a vrut să fie perspectiva proaspătă asupra Scripturii, ca martor ocular. Ne despart 2000 de ani, mai mult, de întâmplările acestea și... 5-6 mii de ani, exact, de Geneza. Da. Și cred că, 4.000. Cel puțin la seriile din Noul Testament, am reușit să adaug și o mică înțelegere, deci nu doar povestirea în sine, ci prin personajul Paracletos. De ce Paracletos? Cel care ne va călăuzi în tot adevărul. Este de fapt o metaforă a Duhului Sfânt acolo. Prin Paracletos dădeam și câteva explicații cu privire la cuvintele Domnului Iisus, ce se întâmplă în Cartea Faptele Apostolilor, de ce. Deci pe de o parte să-i ajutăm pe copii să se imerseze în povestea biblică și pe de altă parte să le dăm și explicații pe înțelesul lor. Da, acum dacă mă gândesc, chiar aici este secretul seriei Aventurii în lumea Bibliei, că ești înoți în Biblie, ești acolo, da, te prinde. Aș vrea să te mai întreb ceva ce trebuia să te întreb de fapt la început. Cum se desfășoară aventurile în lumea Bibliei, așa pentru cei care poate n-au prins niciun episod? Ce se întâmplă și cum se întâmplă? Este un proces care începe cu un caiet în care eu îmi notam pe scene ce aș vrea să se întâmple în acest episod, unde vreau să duc povestea. Dacă erau aliniate mai multe povești în același episod, trebuia să trag o singură concluzie, deci a fost o muncă de organizare a textului biblic foarte consistentă, cu cărți citite, cu nu mai spun că soțul meu le-a verificat teologic. Soțul tău fiecare. Este pastor. Da. Deci asta a fost bucătăria mea de scenarist. Urma apoi să dau textul, cum spuneam, soțului meu, apoi doamnei Ileana Cernat, care îl mai ajusta din punct de vedere al rostirii. Spunea să-mi sune bine în gură. Având experiența de actriță, m-a ajutat foarte mult să fac textul mai oral și am învățat multe de la dânsa. Urma apoi... Da, pentru că una este un text scris și alta este un text citit. Da, ce anume reprezint sub formă dialogată, ce anume povestesc prin gura unui personaj. Mă rog, asta era bucătăria internă. Urmau apoi pașii în care implicam pe ceilalți. Din baza de actori alegeam vocile potrivite și aici iarăși era un timp de consultare cu doamna Ileana Cernat în primul rând. Alegeam distribuția, iar apoi era un joc extrem de complicat de organizare a înregistrării propriu-zise, pentru că actorii sunt oameni ocupați, nu puteam să-i rețin mult timp și atunci făceam tot felul de scheme ca
mă rog, anumite scene să se registreze împreună, chiar dacă ele nu erau din același episod. Deci a fost munca asta, apoi editarea, montajul, căutarea efectelor, o muncă extrem, extrem de laborioasă, pentru că, da, trebuie să alegi cel mai bun scârțit de ușă și așa mai departe, da. Da. Iar în final, în ceea ce se aude pe radio și pe audio, cum se desfășoară? Care sunt personajele principale, ce fac, cum fac, așa, foarte scurt, care este desfășurarea unui episod? Structura unui episod. Da. Păi, întotdeauna pornesc din zilele noastre. Pe cine avem? Cine sunt actorii principali? O familie cu doi copii, mama, tata, Sara, care a fost de la început protagonista și ea intra în lumea Bibliei prin intermediul cărții, apoi Noul Testament l-am adăugat și pe Dan, fratele ei mai mic, și amândoi ajung în lumea Bibliei prin intermediul jocului video Aventuri în lumea Bibliei. Deci se începe cu prezentul, are loc călătoria în lumea Bibliei, după care ne întoarcem cu o învățătură și o aplicăm la situația concretă de viață. La final aș vrea să te rog să înalți o rugăciune pentru cei care au fost binecuvântați până acum de munca ta, dar aș vrea să te mai întreb, vrei să faci și film? Da, este un vis frumos. Cred că trebuie să am tihna necesară. Mă gândesc la lucruri pe care aș putea să le fac în continuare, sub forma unui spectacol, poate, de ce nu, și scenariu de film. E un vis, deocamdată. Da. Te-am întrebat pentru că și eu îmi doresc să fac un film. Da, și spunea cineva, cel mai mult media care are cel mai mare impact asupra valorilor unui om nu este televizorul, nu este radioul, nu sunt cărțile, nici măcar biserica, cu atât mai puțin școala, ci sunt filmele. Da, pentru că există un sincretism acolo, mesajul e transmis prin atâtea moduri, nu doar prin cuvinte, e acolo și imagine și sunet, e jocul actorului, da? Da, e un mesaj complex transmis pe mai multe canale și atunci e evident că poate să ajungă mai bine la inima omului. La final aș vrea să te rog să înalți o rugăciune și ne unim în această rugăciune către Dumnezeu pentru cei care au fost binecuvântați de lucrul mâinilor tale, cum spune Biblia, de lucrul minții tale, de lucrul tuturor celor cu care ai colaborat și care și-au dat aportul la realizarea unei, cum să zic eu, pot să spun o operă, nu știu să mai fie în limba română, producție similară, mai este? Nu. Din câte știu, nu. Da. Dar slavă Domnului pentru tot. A fost... Te-ai mândrit pentru ce ai realizat? Eu... Sau doar te-ai bucurat? Cum spuneam, simt că m-am detașat de proiect și parcă nu mai este al meu. Deci așa îl privesc. Excelent. Și da, Dumnezeu a fost prezent în toate etapele. Mi-aduc aminte că aveam multe nopți de insomnie la începutul proiectului, mă rugam și... Textele din Biblie care îmi veneau erau despre David, care rămăsese singur și au început să vină oameni la el să-l ajute. Și practic, asta mi s-a întâmplat mie. Dumnezeu a trimis oameni valoroși care să mi se adauge și practic mi-a risipit fricile pe care le-am avut la început. Hai să ne rugăm. Doamne Tată din ceruri, te laud că ești un Dumnezeu măreț și creativ și că ne-ai făcut parte și nouă de acest dar. Îți mulțumesc pentru tot ajutorul, pentru tot ce a însemnat pentru viața mea, a familiei mele, a cunoscuților mei acest proiect. Îți mulțumesc pentru mesajele pe care ni le-ai dat și care au ajuns la atât de mulți copii și adulți. Și mă rog, Doamne, ca acest cuvânt al Tău despre care ai spus că nu este lipsit de putere să continue să urmărească generații de copii și Tu să le vorbești pe înțelesul lor, să-i ajut să se îndrăgostească de cuvântul Tău, de persoana Ta. Mă rog, Doamne, ca ei înșiși să-și dorească să aibă o aventură în lumea Bibliei. Și, Doamne, vreau să-i amintesc în final și pe toți cei care au contribuit la acest proiect, pentru actori care au avut ocazia să rostească cu buzele lor cuvintele Tale, Tu să-i urmărești și
să-i binecuvântez, să le aduce aminte prin Duhul Sfânt de ceea ce a auzit atunci și să-i ajut să se întâlnească în mod personal cu tine. Te lăudăm pentru tot ce a însemnat proiectul Aventură în lumea Bibliei. Amin. Amin. Dana, mulțumim frumos. Cu mare drag. A fost împreună cu noi Dana Mercioniu, creierul și, cum să-i spunem, realizatorul, sufletul proiectului Aventuri în lumea Bibliei, un serial de dramatizări radiofonice ale Bibliei, 80 de episoade în acest serial. Această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă tastați la ordinea zilei podcast. Ei, Dana, vreau să te întreb, există undeva cei care vor să urmărească, pot să acceseze undeva pe internet? Nu știu dacă e bine să spun, niște oameni fără să ne ceară acordul le-au pus pe YouTube. A, deci fără acordul vostru. Da, da. Bun, deci sunt pe YouTube, dar fără ilegal. N-aș vrea să spunem, adică okay. Noi nu am făcut niciun fel de demers, am zis, domnule, se aud. Am înțeles, am înțeles. Să le asculte, ce să mai... Mulțumim! Aici se încheie emisiunea de astăzi, Dumnezeu să vă binecuvânteze!